La sfârșitul lunii mai este programat la Buzău un eveniment internațional deosebit de important. Consiliul Județean va organiza în parteneriat cu Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat o întâlnire informală a unui grup de afaceri al Comisiei Europene, unde vor fi discutate chestiuni privind amortizarea deciziilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. La eveniment sunt așteptați numai puțin de 85 de comisari europeni, miniștri, oameni de afaceri și alți înalți demnitari europeni, iar organizatorii pun la punct ultimele detalii ale vizitei. Vin mai mult de 80 de delegații din Uniunea Europeană, din toate țările Uniunii Europene. Vor fi toți miniștrii care reprezintă ministerele de afaceri și economice, vin reprezentanții Comisiei Europene și din Secretariatul General. Deci, la sfârșitul lunii mai, Buzău, practic, pentru o zi și jumătate, va fi, practic, pun ghilimele de rigoare în sensul bun, centrul european. Programul oficialilor europeni din zilele de 30 și 31 mai a fost stabilit din punct de vedere tehnic, dar se pare că unii dintre oaspeți își vor prelungi vizita la Buzău. Oficialii care vor veni vor ateriza pe aeroportul Otopeni și imediat vor veni la Buzău. Deci nu vor merge nici la București, nici la Sibiu, nici la, eu știu, Timișoara, vor veni la Buzău, vor avea o seară unde, bineînțeles, vor înnota aici ca să cei care se ocupă tehnic de acea ședință, comisie, să se poată realiza. A doua zi vor fi lucrările ședinței, iar după amiază probabil că vor pleca, iar alții se pare că vor rămâne, că e o coincidență că chiar în aceeași perioadă avem festivalul nostru Buzău Fest. În timpul șederii la Buzău, oficialii europeni vor vizita cele mai importante obiective turistice din județ.